Povestea Elenei nu are nimic mai special decât povestea miilor de femei românce care au luat drumul străinătății în căutarea unui viitor mai bun. O poveste de viață trăită departe de casă, departe de cei dragi, cu multă suferință, cu mult dor în suflet, dar în același timp demnitate, curaj și respect de sine. Conform rotalianul.ro, înainte de a veni în Italia am lucrat 5 ani într-o fabrică în Turcia. M-am adaptat la viața lor, mi-am acoperit și capul, am învățat și limba și m-am încadrat cu respect și fără probleme. Am venit în Italia, același lucru, respect pentru cine mi-a dat de muncă, dar nu am tăcut. Am învățat legea și mi-am cerut drepturile fără frică. Sunt 20 de ani de umblat prin străini, respect pe cei care mă respectă nu stau unde nu sunt respectată și îmi dau cu părerea când mi se pare normal, în limita bunului simț. În Italia mi-am început activitatea la Palermo. Nu știam să vorbesc italiana. Era plătită cu 500 de euro și aveam un palat de casă de curățat, căci lucram pentru contesa Ana, care mă chema servitoare și nu pe nume. Palatul avea trei etaje cu balcoane de jur împrejur. Eu trebuia dimineața să șterg praful de pe frunzele plantelor. Trebuia să stau au drept lângă masă când ele mâncau, ca să le servesc. Trebuia să spăl lenjeria intimă la mână. Trebuia să curăț movile de obiecte de argint, că mi se întorceau mațele de la mirosul soluției de curățat. Mâncare puțină, căci acasă la mine trăiam cu cartofi, așa spunea fata contesei. Așteptam seara ca să iau câte o bucată de pâine de unde o aruncau și să o mănânc sub ceașaf cu lacrimi. Cine este mai tânăr, cine are familie, de aici poate să se gândească la un viitor aici, dar e greu. Poți avea și 40 de ani de Italia, tot un străin rămâi. Cine spune că nu se mai întoarce în România, că nu vrea să mai audă că aici casa lui și viața sa viitoare se amăgește, în toată lumea e greu. Să ne rugăm pentru pace și liniște, căci dacă se întâmplă ceva în lume, străinii sunt cei care pleacă primii. Homeform,